Cea de-a noua ediție a Târgului Meșterilor Populari din România va fi organizată în cadrul manifestărilor dedicate Zilelor Culturii Populare în Gorj în perioada 12-15 august. Manifestările vor debuta cu deschiderea Târgului Meșterilor Populari din România. Potrivit organizatorilor la Târgu Jiu, sunt așteptați peste 60 de meșteri populari din diferite zone ale țării. În perioada 12-15 august sunt Zilele Culturii Populare, cea de-a patra ediție a acestui eveniment. Câteva dintre manifestările mari ce se vor desfășura în perioada respectivă. Amintesc Târgul Meșterilor Populari din România, Târgul cel Mare, cum îl numim noi, în care vor fi aproximativ 50 de meșteri, practic din toată țara. Va fi de asemenea o mare expoziție de artă populară ce se va deschide la parterul sediului Centrului Județean pentru Conservare. Va fi de asemenea Festivalul Cântecului, Jocului și Portului Popular Gorjenesc de la Tismana. Va continua luna august, evident, cam în același mod, până pe 29 august, când va fi Festivalul de Muzică Lăutărească Gena Bărsan. Zilele Culturii Populare în Gorj vor continua în perioada 14-15 august cu Festivalul Cântecului, Jocului și Portului Popular Gorjenesc de la Tismana. La începutul lunii august se va organiza a doua ediție a taberei de pictură la Peștișani, dar și prima ediție a Bursei Brâncuș. Este o tabără de pictură, este o tabără de artă plastică mai exact. Prima ediție a fost anul trecut, se va desfășura la Casa Brâncuș din Peștișani, care este în parteneriat cu instituția noastră. Anul trecut a fost secțiunea sculptură, anul acesta este secțiunea pictură. Încetul cu încetul vrem să facem din Peștișani ceea ce nu s-a reușit până în momentul de față, un adevărat centru al artelor plastice europene. Așadar, anul trecut sculptură, anul acesta pictură, tot anul acesta la Peștișani, în prima parte a lunii septembrie, va avea loc un alt eveniment, o primă ediție a Bursei Brâncuș, un eveniment la care țin foarte mult. La eveniment vor participa doi sculptori, unul român și unul străin. Intenția noastră este ca aceștia să trăiască și să lucreze timp de 3 săptămâni de zile la Peștișani și la Hobița,